Bun. Am să încerc cumva să fiu cât mai scurtă și să transmit mesajul cel mai important. Și anume, ce înseamnă o postură corectă? Este foarte important să înțelegem acest lucru. Pe lângă varianta de ideea că prin postura corectă înseamnă comportamentul spațial al întregului corp, al segmentelor în mediul său ambient. Ideea este în felul următor. Scheletul uman este susținut de o serie de grupe musculare care asigură rapoarte de proporționalitate pe care noi trebuie să le respectăm pentru o coloană și o postură cât mai corectă. Din punctul meu de vedere, ca și mama a două fetițe, este important să înțelegeți cum să priviți copiii astfel încât să descoperiți cât mai ușor reperele anatomice după care să vă ghidați în ideea de ce înseamnă o postură corectă. Și acum avem două variante, ori primesc un ajutor cu care o să încerc să exemplific un pic mai ușor, ori o să fiu tot eu omul negru. Îndrăznesc. Bun, ideea este în felul următor că prin deposturare și prin dezaliniere, așa cum spunem, se creează dezechilibre musculare. Așa cum obișnuim, sigur, o să vedem copiii dezbrăcați prin casă și atunci este important să știm ceea ce ar trebui să urmărim. Ideal este să ne uităm în primă fază la poziția capului, da? Ne asigurăm că nu are un cap înclinat înainte. Că dezbrăcăm copiii, nu... Când îi ducem la baie, da? Sigur, sunt dezbrăcați. Când mergem la plajă, din nou... Pe mine, te uiți așa, mă controlez. Da, ești copil acum. Așa. Când mergem cu ei la plajă din start, sunt în costum de baie și ne putem orienta foarte ușor, da? Deci, așa cum spuneam, mi-ar plăcea să ne orientăm atenția asupra coloanei cervicale, da? Deci, o iau un pic, am luat-o înainte. Revenim. Coloana are trei zone foarte importante, da? Și vine coloana cervicală, coloana toracală, zona lombară, șoldurile, membrele, da? Ideea este în felul următor. Coloana cervicală și cea lombară prezintă o lordoză, o curbură lordotică fiziologică și de asemenea există și o curbură toracală fiziologică. În momentul în care aceste curburi se accentuează mai mult decât este cazul, deja vorbim despre dezechilibre musculare și despre patologie. Și așa cum spuneam, în momentul în care observăm că bebelușul, copilul nostru are gâtul înclinat înainte mai mult decât ar trebui sau nu chiar imposibil, ușor rotit spre stânga sau spre dreapta, din start vorbim despre tensiune ale mușchilor ale mușchilor trapez în cazul de față și că este bine să luăm atitudine și să luăm măsuri. De asemenea, ne vom uita... Spune-mi tu. Stai pe loc. Ok. Ne vom uita. Următorul pas ar fi să vedem poziția umerilor, da? În mod normal, umerii trebuie să fie la același nivel. Omoplații trebuie să fie îmbrăcați în musculatură. În momentul în care omoplații sunt decolați, este clar că musculatura profundă care susține coloana vertebrală are de suferit. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că nivelul umerilor și respectiv al omoplaților, ei sunt la același nivel. O asimetrie a acestora arată un nou semn de dezechilibru, asta însemnând o scolioză. Partea următoare ar fi aici, la mine, mersi. N-ai descoperit nimic până acum, da? Ba da, da, o să vorbim după. Ar fi o accentuare a curburii lombare, ceea ce ar însemna o poziție de genul acesta, însemnând o proiecție practică a bazinului. Asta înseamnă o slabă tonifiere a musculaturii abdominale, special aici în profunzime, unde există un mușchi foarte, foarte important și foarte greu de susținut și de întărit, numindu-se psoas iliac. Dacă o să vreți, vă povestesc altă dată și despre acesta. Următorul nivel ar fi asimetria șoldurilor. Ne uităm la poziția șoldurilor, da? Ne asigurăm că acestea, ca și la nivelul umerilor, să nu fie unul mai sus, unul mai jos, să nu vorbim despre rotirea ale umerilor spre interior, spre exterior și așa ajungem să coborăm inclusiv la nivelul membrelor inferioare.
care nu reprezintă neapărat nivelul 2 sau nu trec obligatoriu în partea a doua de cercetare. Dar nu că nu sunt la fel de importante, dar să spunem că sunt cumva secundare. Etapa a doua a controlului. Etapa a doua, da. Da? Și aici ajungem la poziția picioarelor în X, poziția picioarelor paranteze, cu sau fără picior plat, adică bolta plantară căzută. Aici am încercat să... Prima imagine reprezintă acele curburi fiziologice normale despre care încercam să vă povestesc. Imaginea numărul 2 se referă la cifozarea, ceea ce ar însemna la slăbirea foarte mult a musculaturii toracale. Imaginea numărul 3 am demonstrat-o chiar, a fost lordoza lombară, iar cea de-a patra și cea mai periculoasă dintre ele, dacă mă întrebați pe mine, este nivelul de scolioză și despre ea o să mai vorbim. Se referă la asimetrii, atât la nivelul umerilor, pot fi și separat, pentru că inițial așa apare prin asimetrii la nivelul umerilor și respectiv la nivelul șoldurilor ulterior. Cred că deocamdată cam acestea ar fi imagini, noțiuni generale. Mulțumesc mult de tot. Pasul următor ar fi cumva, hai să încercăm să ne așezăm corect la calculator. Hai să încercăm să ne așezăm corect la birou. Între vârsta de 3-12 ani deja facem cunoștință, așa cum au prezentat colegele mele, inclusiv cu laptopul, tabletele, telefoanele, dar inclusiv cu temele de la grădiniță, școală și toate celelalte. Da? Ce înseamnă? Prima imagine este clar greșită. De ce? Pentru că prin privirea imaginii mult mai sus, asta ce înseamnă? Înseamnă o accentuare a curburii fiziologice pe regiunea cervicală și asta înseamnă o încordare a acestora, care implicit duce protectiv, dacă pot să spun așa, la cocoșarea pentru regiunea toracală. Bun. Ce înseamnă poziție corectă? Poziție corectă se promovează în ultima perioadă foarte mult nivelul de birouri cu înălțime reglabilă și eventual chiar cu plan înclinat. Bun. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, așa cum știm, copiii noștri cresc în înălțime, că 20 de centimetri atunci când luăm un birou înseamnă foarte mult. Biroul de la clasa 1 sigur nu mai este bun în clasa 5-a sau a 6-a. Și atunci putem, să spunem, trișa cu aceste tipuri de birouri. Ideea, eu personal aș puncta foarte mult și pentru cumpărarea unui scaun. Scaunul trebuie să fie confortabil, trebuie să ne asigurăm că trunchiul este drept. Asta înseamnă că trebuie să, pe lângă faptul că spatele este drept, trebuie să existe un ușor suport lombar. Dacă el nu are, se găsesc locuri de unde se cumpăra, se pot cumpăra chiar pernuțe pentru acest suport lombar, astfel încât zona lombară este relaxată. Și dacă vreți și trișăm puțin, în sensul că ne asigurăm că se păstrează spatele drept mult mai ușor. Iar la nivelul dintre șolduri, practic, șold și trunchi, ar trebui păstrat un unghi de 90 de grade, precum și unghiul de 90 de grade, de asemenea, foarte important între genunchi, gambă și gleznă. Iar ar prinde foarte bine păstrarea unor, se folosea sigur în trecut, unui înălțător, dacă pot să spun așa, astfel bine așezat pe sol, pe care copilul să-și țină picioarele, în cazul în care nu există scaun cu înălțime reglabilă. Faptul că scaunul ar fi, picioarele lui rămân în aer, practic pot spune că îl destabilizează, îl dezorientează puțin și atunci nu mai are același control pentru menținerea posturii. Aceasta este o primă întrebare, cât de pregătiți începem să fim prin asta 8-10 ore respectiv în fața calculatorului. Aceasta este una dintre metodele de lucru cu care noi lucrăm, ceea ce ar însemna că este vorba despre o metodă computerizată prin care reușim să măsurăm concret acele nivele de dezvoltare musculară pe care le are fiecare dintre noi. Și nu în ultimul rând, ce vreau să rețineți, prevenția este înainte de toate. Asta înseamnă duceți-vă copiii la șoacă, la cățărat, la sport, orice suspiciune, mai bine veniți cu ea la un kinetoterapeut,
încercăm să o rezolvăm. Dacă este adus din timp util, se poate rezolva într-o lună, două, trei, depinde de stadiul în care este adus copilul. Dacă venim cu piticuri la 12 ani, când deja scolioza este cu rotație foarte mare, deja avem, stăm puțin diferit de vorbă. Acolo vom vorbi despre o perioadă mult mai lungă de recuperare și obiectivele vor fi total diferite. Vorbim despre înlăturarea durerii, vorbim de relaxare musculară, de tonifiere musculară, mult, mult mai, nu imposibil, dar mult mai serios efectuată decât ca la un examen de rutină, când s-ar putea rezolva totul mult mai ușor. Aceasta sunt eu. Și mai am un lucru foarte important de spus. Nu cumpărați copiilor scaune rotative. Scaunul rotativ înseamnă că el va scrie întotdeauna așa. Nu va scrie aproape niciodată așa. Peste două săptămâni vă răspund la mai multe întrebări. Mulțumesc frumos! Mulțumim, mulțumim mult de tot pentru tot efortul, că știu că a fost. Mulțumim tuturor speakerilor din seara aceasta. Eu abia aștept să mă duc acasă să-mi notez ce am reținut și să regândesc tot programul și regulile din casa noastră. Aș vrea să mulțumesc încă o dată Orange România pentru seara asta și pentru câte am aflat. Este sponsorul evenimentului, precum și partenerilor de la Salvați România, trupei Pam Pam, care a avut grijă de copiii noștri, și Sloop. Trupa Pam Pam a fost alături de noi cu personajul Vio, nu-l mai văd, dar l-am zărit mai devreme, care i-a învățat pe copii să cânte și să danseze imnul prieteniei. Așa că puteți să-i verificați în seara asta. Pam Pam desfășoară în această perioadă proiectul Caravana Pam Pam, care promovează prin teatru, muzică și dans valorile pe care le insuflăm copiilor. Prietenie, ajutor, înțelegere, respect reciproc. Încă o dată, mulțumiri speciale Social Moms, care face aceste întâlniri regulate și fără de care am avea multe semne de întrebare, și despre copii.com. Foarte mulți blogger și multe site-uri, oameni de la site-uri de parenting am văzut în seara asta. Mulțumim despre copii.com, QBebe, mămicamea.ro, sfatulmămicilor.ro, gokid.ro, kidsnews.ro, mămica.ro. Mulțumim Blog în Tandem, cu plăcere Blog în Tandem. Fricidemamici.ro, este aici Alina, Ruxandra, Luca, meseriadepărinte.ro, cristinaoțel.ro, Iuliana Roca, care a fost și activă și sigur și-a luat notițe, frunzăresc.eu, mamamatei.wordpress.com, pisica pe sârmă, cred că am zărit-o și pe Ioana pe aici.ro, educațiecudragoste.ro, florinabadea.ro. Nu uitați, toate informațiile din seara asta, pentru că au fost foarte multe, vor fi disponibile și online pe socialmoms.ro. Nu uitați să participați la concursul cu hashtag de care v-am spus de câteva ori, dacă vreți să câștigați. Vineri se vor anunța câștigătorii. Și pagina de Facebook Social Moms, ca să fiți mereu la curent cu tot ce se întâmplă și ce evenimente se organizează. Gata, seara frumoasă, oameni buni, mulțumim!